Fiți bineveniți în acest zăhaj de cultură, care v-a găsit în cei mai frumoși ani ai vieții, ani adolescenței și pe care l-ați onorat cu prisosință prin devederea dumneavoastră ca oameni, ca cetățenii țării și în care în această minunată zi de început de iunie vă știți poate din nou cu aceeași emoție și cu aceeași generație, cu aceeași pași timiși și șovăienici cu care i-ați răbătut scările și coridoarele în prima zi de școală în această instituție. Știam înainte de sosirea dumneavoastră la această întâlnire cu adolescența, minunați profesori ce v-au educat și îndrumat, cu semne de clasă în care v-ați consumat energia tinerească, dar v-ați îmbogățit și sufletul, că sunteți una dintre cele mai bune promoții de absolvenți date de Liceul Liviu Reveanu. Știam aceasta prin cunoașterea personală a unora dintre dumneavoastră, din discuțiile și amintirile depânate cu acești minunați astfel, prezența aici unii, pe care dumneavoastră ați avut șansa să-i aveți ca profesori și diriginți, și care va urmări cu căldură și cu nostalgie drumurile în viață și, desigur, nu în ultima instanță, prin ceea ce ați devenit sau tindeți să deveniți, ca oameni, ca profesie, ca poziție socială, contribuția pe care vă aduceți la dezvoltarea județului și a țării. Vă așteptam cu nerăbdare, fiindcă știam oricâte piedici v-ar fi pus viața în cei 20 de ani în cale, odată și odată tot o să veniți, ca să vă revedeți foștii profesori și diriginți, sările de clasă de care vă leagă atâtea amintiri și poate și fiindcă o asemenea revenire e un prilej de a vă reîntâlni dumneavoastră foști colegi pe care poate viața i-a purtat departe pe unii de locurile natale, de locurile copilăriei și adolescenței. Și ați venit. Vă primim cu sufletul înfiorat de emoția momentelor unice ale acestor întâlniri peste ani, de maestatea cărora nu se pot pătrunde decât dumneavoastră, cei ce ați fost elevi și colegi, și noi, cei ce v-am fost profesori, v-am instruit și format și apoi v-am urmărit drumurile în viață, noi, cei ce vă așteptăm să cinstiți cu fiecare întâlnire liceul ce v-a dat o diplomă, nu numai cu acoperire temeinice cunoștințe, în lotul național de matematică, prin pătrunderea în cel rând o celor mai bun elev matematicien din țară, a elevului Lut Silviu, din clasa 11-a. Asemenea rezultate ca cele de mai sus și altele pe care timp ți-o poate dintre dumneavoastră, poate din de domnii profesori, domnii diriginți, doresc de adevărul să putem la nefiul la domnul profesor Plateș, unde sunteți? Eu cred că se găsește un scaun pe oricum, ești mai bine decât așa că... Dacă îmi permiteți mie să spun două, trei vorbe, nu mă pregătisem să spun nimic, însă dacă nimeni nu zice totuși. În primul rând vreau să vă mulțumesc pentru primirea pe care ne-ați făcut-o. Vreau să spun că sunt foarte emoționat și mă bucur mult că sunt aici. Totuși am o urmă de regret, și anume faptul că nu suntem mai mulți în sală. Mulți dintre colegi și respectiv colegele noastre, din păcate, lipsesc. Probabil cu motive întemeiate. Și acum 10 ani când a fost întâlnirea, am venit cu foarte mult entuziasm și m-am gândit cu ani de zile înainte la întâlnirea. Era prima întâlnire după terminarea ceva, 10 ani de a terminarea liceului. Între timp am avut 10 ani de a terminarea facultății și acum sunt 20 de ani. Este o chestie frumoasă. Mi-aduc aminte că într-o zi de școală, pe vremea aia nu existau semne pe libere, am fost scos de la
cursuri și aduși aici în sala festivă să întâmpinăm pe cei care aveau 20 de ani de terminare a liceului atunci. Și m-am gândit, ce legătură avem noi cu absolvenții ăștia? Nu cunoșteam pe nimeni, chiar pe nimeni dintre ei. A vorbit cineva din Ministerul Industriei Chimice, a făcut chimia între timp. A fost frumos. La vremea respectivă am zis, totuși, e o diferență mare de vârstă între noi. Acum n-aș mai simți diferența asta de vârstă, zice că suntem încă tineri. Nu vă mi-așa dat, emoția a rămas și mă bucur foarte mult că am reușit să venim și sper să putem să discutăm cât de mult, să povestim împreună, pentru că ar fi multe, multe lucruri de spus. Păcat că n-au fost prezente și alte cadre didactice. Mă bucur totuși că dumneavoastră v-ați găsit timpul necesar să veniți să vă întâlniți cu noi. Vă mulțumesc mult! Deși prin natura meseriei, profesiei mele și funcții pe care am ar trebui să fiu obișnuită cu lorile de cuvânt, mărturisesc că așa emoții n-am încercat niciodată. Deși vorbesc în numele meu acum, sunt sigură că ceea ce voi spune este în gândul fiecare dintre noi acum. Vă datorăm enorm, dumneavoastră, profesorilor noștri și cei care nu mai sunt pe noi acum. Pentru că anii de liceu și-au pus amprenta extraordinară asupra noastră. A venit facultatea, dar nu și-a pus amprenta atât de mult pe cât și-au pus anii de liceu. Și fiecare profesor în parte are în noi o mică, o cât de mică bucată, o cărămidă. N-aș vrea să vorbesc mult, n-aș vrea să spun cuvinte mari, dar aceasta este ceea ce simt și ceea ce știu. De bucuria revederii. Colegul Liviu Mureșan a spus că este regretabil că nu suntem toți colegii, că nu sunt veniți toți profesorii. Eu ce-aș vrea să spun aici, că vreau să vă propun să păstrăm un moment de recunoaștere pentru acei profesori, pentru acei colegi care traiectoria vieții lor a fost întreruptă în lumea pământească. Cea mai făcută perioadă din viață până acum. Chiar probabil dacă au urmat șapte satisfacții, dar parcă totuși liceul a însemnat cel mai mult în această scurtă perioadă din viața unui om. Maria Mitriescu și vreau să vă spun că deși colega mea și fosta și actuală mea colegă de școală. Ne aduce permanent aminte de anii copilăriei și ai tinereții. Avem nevoie permanent de o altare devenire, deși este irealizabilă, practic. Cel puțin în vis, în gând, avem nevoie și trebuie să facem această devenire. De excelentate sau talente de improvizat, așa că mai modest, așa că ne-am scris o teorie. Grația ce o vezi de 20 de ani ai liceului de Biblie în Toamnă din Bistrița. Ca o prefație omațiană și ca întreg stilul omațian al cuvântării mele, chiar din capul locului, și totul lumea spre mântrile voastre. Am ținut să vă pun în temă că, pornind de la premiza unei sincerități totale și a stilei pe care v-am purtat-o și vă port și acum, n-am putut să nu țin seama de o realitate implantată. După cei 20 de ani ai voștri de acumulări de învățăminte, creșterea impresionantă a potențialului vostru în susținerea unui dialog academic, la cel mai înalt nivel, vă dă dreptul la discuții de la egal la egal, pe bază de reciprocitate cu foștii profesori. Ei, dar o asemenea idee, ce încărcătură de emoții de la cel. Ce obligație enormă de a fi făcut să mi-o asum. Ce putere de exprimare mi-a fi cerut, scriitor să fi fost.
să exprimi inefabilul, să se înseamnă inefabilul, să concretizezi abstracțiile cele mai inaccesibile. Da, pentru că fiu și am un mare orator al Iepuși, un dictat, un prost, un orator, nu știu ce prost. Atât de capitat, nu pot să spun. Dar, n-am. Atunci, am preferat ca, în loc de banalul meu drum, om și noroc în viață și concertat, să vă recit câteva versuri din poezie de marele nostru poet Tudor Andriezi. Recent s-au sărbătorit, care trebuie să vă spun, 18 ani de la naștere. Urmează recitarea, dacă eu mai sunt sigur, recitarea. Tudor Andriezi. Inscripție pe o ușă. Când pleci, să te însoțească viața bună. Ca un iel sticlin în dreapta ta. Nu șovăi, nu te îndoi, nu te întrista. Purcede drept și biruie în furtun. Vă mulțumesc ceea ce e vocea în momentul în ce e vreo frumosă. Era un puțin domină și pe mine, dar din altul. Mi-a făcut plăcerea aminte când, acum 20 de ani, ne despățeam veze, dar din faptul că aveam energia necesară, aveam de un grup, fiecare pe drumul său, un grup care, la vremea respectivă, fiecare era facil, fiecare era mai puțin facil, dar fiecare, până la ora actuală, la de ani. Dacă liceul 2, adică Andrei Mureșa, era primit Bastia, liceul din Plebea era primit Plebina Fericina. La 30, la 40,
la 50 de ani cu Dumnezeu să deci, venirea noastră că și cariera noastră este futurul și futurul deosebită din acest punct. Îmi pare foarte bine și mă bucur foarte mult că pe dumneavoastră vă văd mereu tineri și mi-aduc aminte de foarte multe aspecte din activitatea dumneavoastră. Pasă doar și în casă, în banca din care dumneavoastră ați stat și numesc multe sentimente pe care de fapt o să le expunem la ora de licenție, își doresc să vă mulțumesc și acolo. Dar în legătură cu clasa mea, vreau să spun lucrurile emoțional, căci în 1972 exista un proiect în liceu Moșiatu. Și așa, în clasa Domnului Arun este democrație. În clasa Domnului Dănilă este republică. Iar în clasa Domnului Cumeș este dictatură. Dar mă voi întâlni cu colegii mei de la Iași, cu legele mele, la 50 de ani de absolvire a liceului. Și ne luptăm să ne aducem și, eu am făcut doamna liceu la Iași, și ne luptăm să aducem și fostele colegii din Basarabia, care în 1940 au trebuit să părăsească, s-a despărțit. Deci, vreau să l-am Să nu vorbiți, că este sonor. Puneți cum să zicem păsărica. Acum păsărica. Domnul din spate nu se vede. Doamna Retegandu, te cumează. Bun, repet. O fixă. Cei care doresc copie după casetă, luați, contactați-mă pe mine. Pe puiul? 1, 3, 4, 8. Se va mânca toată. Hai să mă fac. Domnul Florin. Crezut că sunt un tot din traviere, măi. Nu știu ce vreau să-i spun. Care colega Cunescu care
Poate traduce. Este de mai convenit. Mai înțelege cu mine mai mult pe aici, pe acolo, dar... Ne merită să ne traducă, pregătă. Da, vă traduc, dar sfârșitoare. Bine. Merită. E de mai convenit. Și să te pregătă la fel și altceva. Pentru momentul ăla. Pentru Germania.